Și după ce vom trage un bilet? Mono! Mono! Mono urmează, da? E, sfârșit, frate! Și avem aici pe doamna FRTS, care a venit la noi să o ajutăm. Doamna FRTS, spuneți. Ce să vă spun, domnule reporter, problema este foarte gravă. Foarte, foarte gravă. De 6 luni de zile, eu aveam un președinte, înțelegeți? Aveam un președinte. Și de 6 luni de zile, acel președinte, nu, domnule, n-a mai trecut pe la sediu. Nu știu ce se întâmplă, trebuie să aflu. Nu știu ce să mai spun. Aveam o grămadă de membri. Mulți membri, erau în toată țara. Efectiv, peste tot. Mergeam la întâlniri, făceam petreceri împreună. Ce să spun, domnule reporter, nu pot decât să fiu supărată, supărată, foarte supărată. Trebuie să aflu ce s-a întâmplat. Vă rog frumos să dați. Detectivii noștri i-au dat de urmă. Și am aflat că se ascunde în acest bloc împreună cu o domnișoară. A intrat în acest bloc. Doamne, sunteți sigură că vreți? Trebuie, doamne, trebuie să aflu. Bine. Perfect, deci ne simțim extraordinar. Totul este foarte bine. Extraordinar. Ne simțim, ne simțim. Ce-i mai cu tine? Băi, țață, ia-te tu, dă-te mă la o parte. Băi, o mor, dă-te mă. Băi, ce spăște aici, mă? Ce panaram asta? Cum atât că m-a ținit domnișoara, băie! Eu cine ești? Noua și îmbunătățirea Federației Române. Federația Română. Și ce tare! Mai tare! Ce se întâmplă noi? Ce se întâmplă aici? Unde sunt membrii? Care e membrii, mă? Dar ce tu ai membrii, mă? Băie, tu ai membrii, mă? Dă-te mă, dă-te mă la o parte, te omor acum! Bă, nu te omoară mama, te bat! Ce înseamnă FRTS, Federația Română de Turism Sportiv. Și FRTS? Federația Română de Turism și Ecologie. Care e diferența, domnule? Cum adică, domnule, care e diferența? Diferența între ele este foarte simplă. Una înainte se ocupa cu turismul și sportul, astălaltă acum se ocupă cu ecologia și turismul, da? Deci asta este. Diferența este că eu conduc acum. Eu sunt șeful șefilor. A, și dumneavoastră acum și... Da, de, vreți să mă întrebați cumva de... Gata, stai să dau mai... Vreți cumva să mă întrebați cu ce mă ocup? Da, sunt președintele FRTE, șeful și... Am vrut să mă întrebați dacă am casă ecologică, bănuiesc, nu? Da, da, da. Nu, am un apartament în București. Nu este ecologic, dar vă promit că maxim 2 săptămâni îl fac ecologic. Da, și... Vreți să mă întrebați de cabane ecologice, dacă avem în țară. Domnule, hai să nu vorbim despre cabane ecologice, că nu asta este treaba noastră, ci drept, există câteva cabane ecologice. Da, da. Dar noi ne axăm mai mult pe turismul ecologist. Înțelegeți? În care turistul se duce pe munte și se întoarce cu ceea ce a avut la el inițial. Nu lasă absolut nimic pe munte, nici telefoane, nici cap, nici prezervative, absolut nimic. Dar am auzit că aveți și vampiri ecologici. Da, da, da. Avem un specimen, este unic, este mascota noastră, este cel care ne amuză și ne cântă întotdeauna. Da, da, este protejat de lege. Da, să vă spun, dă-te mai așa că stai rupt. Modifică cultural. Da. Deci el este ecologic pentru că se hrănește un sânge pur, nou, păstrat la o temperatură de 40-45 de grade într-un corp fierbinte. Și de aceea el este protejat de lege și este ecologic. Da, am auzit că de nou Dex acum, tolocis, ce înseamnă? A, un tolocis, da. Deci cuvântul de tolocism provine de la numele meu, evident, o lacă, așa, care este translatarea unei probleme cu datele corecte la alte probleme enunțate de mine cu date renoate, care, de fapt și de drept, are o rezolvare nulă. Și sigla federației asta nou. Da, da, sigla, da. Doamne, vă rog frumos. Da. Este o călătorie în timp și în spațiu, o călătorie în timp și în spațiu,
prin care mergeam cu sacul în spate, cu barca prin delta, de la nord la sud, de la est la vest. Dar până la urmă, sincer, a ieșit Zidălaria. Da, da, este o pălărie ecologică. Da, așa se revenim la problemele noastre. Sunteți de acord să participați la un test cu detectorul de minciuni pentru noi? Da, da, da. Pentru emisiunea noastră. Haideți, vă rog, la voi. Așa, să vă leg detectorul de minciuni. Vă rog frumos. Așa. Așa. Vă numiți Tola? Da, corect. Da, da. Sunteți născut în Galați? Da. Da? Da. Sunteți de meserie, manager și șeful șefilor? Da. Bineînțeles. Și ferete eu, se pare atrăgător. Vă rog, dar v-ați mai gândit așa vreodată să cu alte federații, așa, ceva? Nu! Nu? Și doresc să mențineți legătura actuală cu FRTS-ul, așa? Da! Da? Și vă gândiți să rămâneți la actuala relații cu FRTE-ul? Da, cum? Ce-a răspuns?